Cel mai vechi oraș din lume este menționat atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Se spune că acesta are peste 10.000 de ani și a fost distrus și abandonat de mai multe ori. Potrivit arheologilor, acesta era un adevărat oraș și nu un sat așa cum s-a crezut inițial. Cercetătorii au descoperit printre ruinele sale un zid de piatră care are peste 8.000 de ani. Orașul care a fost numit Ierihon este menționat și în Biblie. În Cartea Sfântă se spune că în acest oraș Iisus a săvârșit mai multe minuni. Cea mai cunoscută poveste biblică este potrivit Atlas Geografic sicomorul lui Zaheu. Se spune că Zaheu era orb, dar nu fizic, ci spiritual. Bărbatul s-a urcat într-un copac pentru a-l vedea pe Iisus care trecea cu ucenicii săi și l-a invitat la el acasă. Zaheu era un om bogat, însă unul avar. După ce Iisus a intrat în casa sa, acesta a început să vadă cu ochii sufletului. A devenit o persoană generoasă, iar viața sa s-a schimbat complet. Ierihon este un loc important pentru turismul cultural, aici existând mai multe locuri considerate sacre în creștinism, iudaism și islam. Ierihon, considerat în prezent cel mai vechi oraș din lume, este situat în Cisjordania, pe malul râului Iordan. Acesta se află la aproximativ 258 de metri sub nivelul mării, fiind regiunea locuită cu cea mai mică altitudine din lume. Cu o populație de peste 20.000 de palestinieni, Ierihon se află în partea de nord a deșertului Iudeei. Vegetația regăsită aici în mod predominant constă în palmieri, astfel că cel mai vechi oraș din lume a fost supranumit Orașul Palmierilor. Turiștii mai găsesc aici curmali, banani, portocali, smochini și lămâi. Ierihon este înconjurat de muntele Nebo în est, munții centrali în vest și Marea Moartă în sud. Deși este o adevărată fortăreață datorită poziționării sale, orașul a fost distrus de mai multe ori, relatează unica.ro.